de bătaie ca sport și am chemat alături de noi pe Cristiana Mongol Stancu să mai povestim despre viață. Bună dimineața! Nața! Cristiana a venit și cu trei băieți, toți campioni, că nu venim cu lume de pe stradă. Vreau să faci prezentările, vă rog. Bun. Nicu Dascălu, campion mondial de așfara karate, l-ați cunoscut data trecută. Da. Gabriel Boroș, campion mondial de kempo. Bună. Și vreau să pun într-o paranteză așa destul de mare, este un român unic, pentru că atunci când a fost în campionatul mondial din Japonia, a reușit să învingă campionul Japoniei la K1 profesionist. Și e o mare performanță, de care românii nu știu, din păcate. Și Petru Stan-Gheorghi, el reprezintă Ardealul, este un tânăr practicant, campion mondial la amatori și visează la o carieră profesionistă. Bine că l-am adus la trezor să-l facem de râs. Bravo! Așa facem cu campionii. Nu pot să nu remarc faptul că ești roșie pe mână. De la ce? Aseară am filmat un videoclip în care luptam cu moartea. Adică îmi înfingeam cele mai mari frici și frica cea mai mare este frica de moarte. Ok, și ce moarte? Are sânge roșu sau ce? Nu, în luptă m-am rănit și atunci acesta e sângele meu, simbolizează sângele meu, de fapt. Nu se ia. nu mă mai spăl acum, ok? Mă rog, nicio. De ce ai venit cu băieții? Ce ne arăți astăzi? Astăzi vreau să vă arăt câteva situații de luptă diferite, pentru că ei sunt luptători diferiți, au calități diferite și un fizic diferit și atunci e interesant să vedem ce putem să facem în fața unor oameni diferiți ca aliură și ca stil de luptă. Ca să ne putem adapta. Exact. Te rog, vă las spațiu, te rog să explici. De asta sunt aici. Mai odihnește-te, te rog. Uită-te bine la el. Mulțumim tare mult! Eu pe parcursul demonstrației am făcut ce am făcut toată tinerețea la Reșița când era vorba de bătaie, pentru că eram cel mai mic de pe stradă, păzeam bicicleta. Pe modelul, bă, nu știu cine câștigă, mie să nu-mi luați bicicleta. Să-i saltăm pe băieți mai ales, pentru că au venit la treabă, dar și pe Cristiana, pentru că a venit pentru demonstrație. Mulțumim tare mult! Sper să aveți o toamnă plină! Și să venim și cu distincții când vom vorbi data viitoare. La o scurtă pauză, ne vedem imediat, sunteți la Neața!